Schimbări la vârful parchetului Caracal. Instituția se află din vară în centrul scandalului provocat de răpirea și uciderea de către Gheorghe Dincă, a Alexandrei Măceșanu și lui Melencu. Secția de procurori a CSM a decis ieri numirea Marianei Micaela Măceșanu în funcția de prim procuror al parchetului Caracal. Aceasta urmează să-și preia postul începând cu 1 ianuarie 2020. În prezent, funcția de prim procuror al acestei instituții este deținută de Cătălin Zăvoianu, unul dintre procurorii acuzați că nu au permis intrarea polițiștilor în locuința lui Gheorghe Dincă în noaptea în care se presupune că a fost ucisă și arsă Alexandra Măceșanu. Zăvoianu a fost audiat de secția specială de investigare a infracțiunilor din justiție, alături de colegul său Cristian Ovidiu Popescu. Dacă Zăvoianu s-a aflat din septembrie după ce a suferit un accident vascular în concediu medical, Popescu a fost suspendat din activitate la scurt timp după ce a izbunit scandalul de la Caracal și el a revenit recent la serviciu.